Astăzi în viață domnul Pavel Blaj, primul director al muzeului din Suceava. Pavel Blaj a ocupat funcția de director al Muzeului Județean Suceava în perioada anilor 1990-1994, după care din anul 1994 și până în anul 1995 a fost director general al Muzeului Național al Bucovinei. Pavel Blaj a fost onorat săptămâna trecută de directorul general al Muzeului Bucovinei, Constantin Emil Ursu, cu medalia Muzeul Bucovinei 120 de ani.